Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, facem un challenge, dar înainte să vă spun în ceea ce constă acest challenge, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like pentru acest nou scop. Bine, băieți, glumesc. Am zis că la 1000 de like-uri, băieți, o să dau un cont de Fortnite în secțiunea de comentarii. Băieți, vă rog frumos să nu dați după mine chiar acum. Ok, eu trec pe asta. Fiți atenți, băieți, uitați-o pe asta. Ok, n-ați avut ce să vedeți momentan. Dacă îmi dă el, băieți. Ok, fiți atenți, uitați-o pe asta. Bam! Stai că mai e una pe aici. Fiți atenți, uitați-o pe asta. 1, 2, 3. Aproape. Și să vă abonați la canal, băieți, dacă vă place ceea ce fac. Foarte important. Nu mai știu unde a rămas pentru că m-am băgat în două fight-uri, dar... oameni buni, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și țineți cont că la 1000 de like-uri, oameni buni, noi... adică eu o să vă dau vouă în secțiunea de comentarii un cont de Fortnite. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la @robynet1, join pe camera de Discord și bineînțeles, oameni, cu codul de pe item shop pe care îl aveți chiar acolo jos. Bun. În ce constă acest challenge? Oameni buni, eu o să am voie să folosesc doar armele pe care le primesc aici. Momentan sunt doar 2 snipere, băieți, și credeți-mă că eu nu am ce să fac cu 2 snipere, pentru că toți știți cum joc eu cu sniperul și eu chiar nu vreau sniper. Insulă, te rog frumos, dăm ceva mai ok, pentru că eu chiar nu vreau să mă joc sniper. Ok, nu cred că o să ne dea ceva mai ok, băieți. Spargem și noi repede piatra asta, pentru că ăsta cred că e singurul mod de a câștiga. Faza e că noi n-avem o armă automată, băieți, și o să ne fie greu să-i batem pe ăștia mari care or să vină după noi. Uite, ce ziceam. Uite, o să mă urc aici, frate. Ia, și am cum să dau în asta? Nu prea am cum să dau, frate. Efectiv, e imposibil, că îmi dă asta mare niște bucăți și aia a fost. Hai, lasă-mi, te rog frumos. Ia, dacă fac eu asta? Păi băieți, eu nu știam că e one shot. Ok, atunci asta facem. Și, oameni buni, challenge-ul constă în a lupta doar ce este pe insula asta în legătură cu armele. Ok, nu i-am dat insta-ul lui ea. În legătură cu armele, medicină putem lua de la player, trape putem lua de la player, gloanțe putem lua de la player și, cum se cheamă, și trape. Hai, frate, că mai am foarte puțin de spart din asta. Îi lăsăm pe ei acolo, dă-i, frate, în piatra ta. Așa, sabotează-ți echipa, să zic așa. Hai că mai am foarte puțin, băieți, uite că am luat-o. Ok, gata, eu sunt mulțumit, frate, vreau doar să plec de pe insula asta. Gata, aia, nu am arăt. Fug. Pentru că nu se merită să mai stau, băieți, aici au foarte mult damage. Și mai bine plec și eu în zonică. Mai sunt 39 de player live. Eu am dat 2 nou scopuri și n-am decât să mă bucur pentru chestia asta. Hai să dau și eu repede 2 miniuri. După aia dau și eu un big. Hâț. Bun, oameni buni, acum pe ecran aveți câteva persoane care mi-au folosit codul, sau mă rog, nu știu, cred că le-ați avut înainte, habar n-am. Aveți pe ecran niște persoane care mi-au folosit mie codul pe Supporter Creator, pe Item Shop, când au cumpărat chestii de pe Item Shop, pentru că așa am zis că o să fac de acum înainte, plus niște like-uri pe profilul de Instagram, plus repost la mine pe story dacă ați fost la story. Bun, eu tot pe ăsta, băi. Și era unul care a sărit acolo în spate, am văzut ceva, mă jur. Bun. Bam, dăm și noi repede copacul ăsta. Din câte puteți vedea, oameni buni, noi avem o combinație de Halloween. Bine, avem umbrela de Crăciun, dar n-are treabă. Uite-l. 100. Avem umbreluța de Crăciun, dar avem Ghoul Trooper plus coasa, care este o combinație foarte bună, după părerea mea. Uite ce ziceam de ăsta și n-avem voie să luptăm, doar ăsta de medicină. Și vreau să merg pe băiatul ăla care e... L-am auzit. Unde e? Uite-l. Doamne, băieți! Mai țineți minte când am zis că știți cum joc cu sniperul? Sper că cei care nu știați v-ați cam făcut o idee. Vă duc ce este acolo sus, frate, dar... Nu am voie să-l iau. Vreau să-i dau un no scope. Chiar i-am dat no scope. Bă! Alt player. Bă! Ăsta editează. Ok. N-am cum să buildez aici. Te rog frumos să te dai. Te rog frumos să te dai și tu. Pentru că ăștia, băieți, cam... o cam joacă și... Eu am 2 snipere și un shotgun. Hai, dă-le, frate, dă-le aici la mine, dă-le la mine. Pentru că la ce lutam eu, crede-mă că eu chiar te pot bate. No, hai să fim serioși, bro. Hai să fim serioși. Cum ar trebui să mă bat eu cu doi? Am o idee. Proastă idee. Eu n-aveam acoperiș, băieți. Hai, luptăm repede asta. O faci. Ce ar trebui să... Cred că aș renunța la un sniper, băieți, pentru aceste două medkituri. Având în vedere că am doar sniper, sniper și shotgun, o să renunț la un sniper și o să iau medkiturile, pentru că sunt foarte bune. Mai ales că eu nu știu să trag cu sniper și s-ar putea să-mi iau destul de mult damage. Dar eu nu știu unde să știu. Ok, o să mă axez foarte mult pe shotgun, pentru că asta cred că ar trebui să fac. Și avem doar 3 kill-uri, băieți, mai sunt 31 de oameni în 5 minute și 46 de secunde. Nu e neapărat ok, dar nu e nici nașpa. Uite că ăștia cred că au plecat. Nu n-au plecat, frate. Ui, ce m-am speriat. Ui, inima mea, băieți. Fugi. Ok, chiar m-am speriat. Dar și eu cum ar trebui, frate, să... E jos. E jos aici. Da. Și uitați, băieți, în ce dificultăți suntem, pentru că înăuntru e un M4 albastru pe care noi n-avem voie să-l folosim. Și ghiciți ce? Tot l-am bătut. Pff, ok, GG's. GG's, bro. Uitați, băieți, n-avem voie să beneficiem de lootul ăsta. N-am voie să-mi fac upgrade la bolt, n-am voie să iau SMG-ul, n-am voie să fac absolut nimic. Eu trebuie să joc doar cu armele astea, avem voie să luăm bandaje, gloanțe, medkit, chestii de shield în general și trape, băieți. De shield, de heal, asta vreau să zic. Bun, hai să mergem să mai facem și noi kill-uri, pentru că dacă nu o să fie foarte, foarte plictisitor. Și da, nu știu, eu când m-am gândit la Halloween, băieți, mi-a venit în cap direct insula asta și am zis, bă, nu mai are niciun rost, băieți, să mă gândesc la un alt loc, insula asta e perfectă. Și normal astăzi trebuia să apară un clip de 1 vs 1, da, îl lăsăm pe data viitoare, țineți minte, pentru data viitoare că noi vom face un clip în care vom da 1 vs 1 cu cel mai bun player de pe ceva. Băi, frate, băi, eu nu știu să trag cu sniper, dar și când îl iau o dată în mână, bine, erau pe loc. Am dat vreo 3 no-scopuri, un snipe și un kill de shotgun. Foarte, foarte tare. Hai să luăm și noi astea. Bam, bam. Mergem și noi acolo să-i luăm, da, să luăm ce mai avea. Nu știu, el era pe insula și nu, ok, știi ceva, nu o să mă risc să iau luturile la ca după aia să nu fie corect. Țineți minte, challenge-ul ăsta nu l-am văzut la nimeni. Eu l-am inventat pentru că, nu știu, eu nu l-am văzut nicăieri pe YouTube, Halloween Challenge. Și am zis, bă, ce idee bună, îl fac, știi? Pentru că tot e în temă. Revenind la oile noastre, eu trebuia să fac astăzi un clip de 1 vs 1 cu cel mai bun player de pe ceva. Ok, se vede că eu chiar n-am nici cea mai vagă idee să trag cu... Bă, next! Nu voiam să fac asta. Fiți atenți, băi, și fac. Ok, da, nu am putut să-i fac ce voiam să-i fac. Așa că o să... știi ce, o să-mi dau reload la sniper, băieți, și fiți atenți și o să-i fac. Uitați-o pe asta, știați pe asta. Bă, nu! Doamne, am văzut grenada aia în ultimul moment, băieți. Repede. Bă, ăsta s-a spart pe el singur. Băi, frate, ce faci? Like, tu ești acolo, te bați cu zombii pe bune? Nu mi oferi atenție? Oferă-mi, frate, atenție. Credeți-mă, băieți, că e foarte greu challenge-ul ăsta. Pe ăsta-l bați zombii. N-are el treabă, frate. N-are el treabă, băieți. N-are el treabă, pe ăsta-l bat zombie și... Ok. Ok, era să-i dau no-scope, băieți. Hai, frate, ăsta-i las chance la mine. Ok, și mai e unul, ok, și ceva, o să urc aici în top și o să-mi dau heal, bro. O să-mi dau heal pentru că asta e singura metodă de a putea bate și pe celălalt băiat, pentru că nu suntem la arena, oameni buni. Și dacă o să omor pe cineva, nu o să primesc heal. Așa că nu mă voi risca. Ok, chiar nu știu să trag cu sniperul. Băieți, facem un clip școala Fortnite în care Robi învață să tragă cu sniperul. Ok, Robi, chiar ești noob, Robi. Băieți, dacă ați ajuns la partea asta a clipului, scrieți acolo în secțiunea de comentarii hashtag, nu hashtag, fără hashtag, sniper. Scrieți SNIPR, băieți. Scrieți SNIPR. I-am dat un hit de 100 foarte tare. Sincer, eu chiar mă bucur, având în vedere că eu habar n-am să trag cu sniperul, că am făcut fazele astea. Nu sunt cine știe ce, pentru cei care deja știți, oameni buni, să trageți. E o chestie pe care o faceți mai mereu, dar eu nu, pentru că eu nu prea joc sniper, băieți, dar și când joc foarte, foarte, foarte slab. Și trebuie să am grijă pentru că e ăsta sub mine care tot buildează în metal și habar n-am ce face. Mai e băiatul ăsta care e acolo și pe care l-am omorât. Mai e ăsta de aici. Și mai e unul pe acolo pe undeva. Și țineți minte, eu nu am arăt. Deci, înțelegeți în... Băi, frate, ce-i asta? Băi, Sniper Elite, ești nebun, bătălia robinetului cu sniper. Hai, arată-te și tu. Unde-și, mă? Aici e. Pe aici, pe undeva, nu? Uite-l. Ok, dacă am luam sniper-ul ăla, credeți-mă, plângeam. Deci, mă jur că eu plângeam. Bun. Trebuie să-l reașez, frate, pe ăla. Sau, uite, uite, că dă careva în el. Ok, în mine dă. Facem și noi o băzuță, băieți, aici, micuță. Că... Da, mă duc, mai pușesc puțin și după fac băzuța. Uite, aici o fac. Plus că e băiatul acolo în spate, cu care n-aș prea vrea să am tangențe, sincer, așa că, frate, te rog frumos, lasă-mă în pace. Nu suntem prieteni, nu te cunosc. Bun. Unde e, mă, băiatul ăsta de aici? Stă în zonă? Mă sparge pe mine unul. A, uite-l pe unul. Oameni, băi, cât de aiurea e că sunt limitat, frate. Cât de aiurea e că sunt limitat. Acum o să învăț să-mi prețuiesc armele mai mult, băieți. 100. Uitați ce trebuie să stau să fac eu cu sniper. Trebuie să stau să-i campez pe ăștia până când ies. Ca să ce? Că până acum ăsta de sub mine nu cred că mai era, sincer să fiu. Uite-i tu ce se bat ăștia. 99, ok. 1, 2, 3 și BAM! Ok, era mișto să se întâmple chestia asta. Uite-l pe ăsta. Ok, nu s-a întâmplat. Asta o să mă țină, frate, aici. O să mă țin aici până când ori mor, ori îngreșesc mișcarea. Și sincer să fiu, n-aș prea vrea să fac niciuna, nici alta. Oare ăla care urcă acolo în spate e ăsta, oare? Am medkit și asta înseamnă că pot să stau mult în zonă. Și aici e ăsta care tot buildează. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bă, nu știu, nu-l văd pe ăsta să mai facă vreo mișcare. Cred că mă trage în țeapă, dar totuși eu am să mă duc. Uite-l și pe ăsta aici. Ăsta mă știe. Dar eu o să plec pe aici, băieți. Pentru că nu prea am ce să fac, sincer. Eu o să merg pe aici, Dumnezeu cu mila. Trebuie să merg să mai iau și eu niște materiale pentru că nu mai am, așa că o să mergem pe la copăcelul ăsta. Da, e foarte frustrant faptul că nu am voie, băieți, să schimb armele. Deci eu dacă dau win în asta, pentru mine e legendar, având în vedere că eu nu joc sniper. Și ce am făcut azi în clip, băi, chiar nu e cine știe ce pentru ăștia care chiar știți să jucați sniper, băieți. Dar eu, credeți-mă, sniperul e aici, eu sunt pe undeva pe aici. Eu sunt total paralel cu sniperul, chiar sunt mândru de mine. Ia. E unul sub mine, ok, uite-l. Ah, fix atunci s-o prise, dar n-am apucat să trag. Mai e unul care mă pușează, frate. Crede-mă că n-am cu ce să te dau jos. Deci ăsta dacă mi ia high ground-ul și sunt trip. Ah, ce amabil ești, bro. Trebuie să fug, băieți, chiar trebuie să fug. Nu-i nostim, bro. Ia-l pe ăla din casă mai bine. Nu te mai chinui cu mine. Adică nu se chinuie, dar ca fapt divers. Ia-l pe ăla, frate, din casă, îți dau voie azi. Azi bate-l pe ăla, vii mâine după mine. Momentan lasă-mă și pe mine să-mi iasă clipul, te rog frumos, că... Ia, iurea. Că e 11 și un an clip. Și vreau să... Adică, mă rog, mi-am făcut oarecum un programel, știți? Și... Vreau să mă țin de el. De ce am zis așa? Anyway, vreau să mă țin de programel, băieți. Foarte important. Oh my god, iar pușează ăla. Bro, da, nu o să am cu ce să... Ok, știi ceva? Have fun, Roby. Ai treabă. Ah, nu mai am materiale. Foai. Bă, da. Nu înțeleg cum se face că mereu rămân eu fără materiale, bro. Bă, da, mereu. Ok, fac. Hit. That's a GG's. Hai de edit, frate, de ce nu dai edit? Come on, bro. Ok, nu... No mats, brother. Ok, 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 intrăm aici. Nu ne panicăm, băieți. Îi punem de-astea pe aici. Doamne, cât îl învârtim pe ăsta, nu vine să cred. Luăm și noi de-astea. Ok, m-a speriat. Mă bate ăsta, clar. Nu, bro. Nu, am tras prost, come on. GG's, GG's, m-a bătut ăsta și m-a bătut chiar foarte ok. Faza e că n-am avut materiale, dacă aveam materiale, sincer, îl băteam. Pentru că n-a jucat cine știe ce, băieți, mai avea 65-16 pentru că și-a dat 2 miniuri. Oricum, oameni buni, cam atât vă jucat acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă dați acolo butonul și de like, să-mi ziceți dacă vreți să mai facem challenge-uri în continuare, băieți, pe canal. Să dați un follow pe Instagram la @robynet1, codul meu pe care l-aveți chiar acolo jos pe item shop, foarte important. Dacă vreți să mă ajutați suplimentar și oameni buni, join pe camera de Discord. Ne auzim data viitoare. Ciao!